Bună ziua, Mădălina! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ai venit la noi, Mădălina Cernat, mai multe nu știu, știe, cred că Eugen, nu? Eugen? Cred că cuvintele nu și-au rostul, o lăsăm pe ea să vorbească. Am început să cânt de la vârsta de 6 ani, descoperită de doamna învățătoare Florența Ariciu. În prezent mă pregătesc cu 2 profesori minunați, domnul Corneliu Irimia, directorul Filarmonicii Ploieștene, și domnul Viorel Gavrilă. Mm-hmm. Și ce ai de gând să faci cu muzica? Un hobby sau o profesie? O profesie. Bravo. Ești hotărâtă pentru treaba asta, da? Da. Bravo. Ce gen? Ceva premii la activ. Asta vreau să întreb. Ai ceva premii la activ, da? Ce premii? Mamaia copiilor. Păi am câștigat foarte multe premii naționale și internaționale, dintre care trofeul festivalului Andantino, trofeul festivalului Constelația Juniorilor, premiul întâi la festivalul Portativul cu Steluțe, premiul întâi la Mărul Dulce și locul 3 la Mamaia Copiilor. Bravo, și acum câți ani ai? Și am 12 ani. Când vorbești, văd că ai emoții, se simte în voce. Când cânți, ai emoții sau nu? Nu. Asta înseamnă o pasiune adevărată. Păi hai să te ascultăm cântând. Ce o să ne cânți astăzi? Voi interpreta piesa Trăiesc. A domnului Marius Seicu. Piesa asta grea, Trăiesc, o cânti tu acum? Da. Bravo, hai să te ascultăm. Asta nu e o piesă ușoară, nu? Nu. Eu am cântat în viața mea atâtea cântece și atâta dragoste, cântând doar de alin și vorbe fără spin, purtând. Am dăruit în cântece tot focul cântece.
mulțumim foarte mult. Mulțumim, Madalina. Și îți dorim cel puțin succesul Angelei Similea, pe care o așteptăm la confesiuni. Este, cum să spun, promisiunea mea pentru dumneavoastră, pentru sezonul nou de la toamnă, Angela Similea la confesiuni.